Familia grădinii zoologice din capitală s-a îmbogățit cu noi membri. Este vorba despre 3 pui de lup arctic aduși în țara noastră din Cehia. Animalele vor lua locul unei lupoaice care a murit la începutul verii după ce un vizitator a hrănit-o cu o bucată de carne otrăvită. Cele 3 lupoaice au ajuns în Moldova la începutul acestei săptămâni. Animalele s-au acomodat perfect la clima din țara noastră. Как можно видеть, они как наши европейские волк примерно 4 месяца. То есть дальше они будут ещё крупнее. Reprezentanții menageriei dau asigurări că nu vor mai exista situații care să pună în pericol viața animalelor. Были поставлены видеокамеры, усиленная охрана. Cei 3 lupi au costat aproape 450 de euro. Vizitatorii sunt încântați de apariția noilor animale la grădina zoologică. Sunt frumoși, sunt distractivi. Costele îți plac? Ți-s dragi? Ți-s dragi animalul ăsta? Da? Au făcut bine că au adus acești lupi albi. Cu cât mai multe animale, cu atât mai interesant și pentru vizitatori și mai ales pentru copii. La zoopark a mai fost, dar așa lupi n-am văzut. În prezent, la grădina zoologică din capitală mai sunt 2 lupi de stepă și unul european.